Apa este un element indispensabil vieții. Fără mâncare putem supraviețui mai mult de 3 săptămâni, însă fără apă corpul nu rezistă mai mult de o săptămână. Peste 60% din corpul uman reprezintă apă, așa că hidratarea corespunzătoare ne menține în primul rând sănătoși. Indiferent de anotimp, hidratarea organismului trebuie să rămână la fel de importantă. Ideal este ca iarna 75-80% din aportul de apă de care organismul are nevoie să provină din lichide, iar restul din alimente. Cea mai importantă regulă este următoarea: nu aștepta să vi se facă sete și întotdeauna încerca să beți minimum 2 litri de apă pe zi. Despre hidratare auzim în ziua de azi cam peste tot. Hidratați-vă, hidratare. Hidratarea este la baza tuturor proceselor din corpul nostru. Ce am uitat și ce confuzii se fac în ultima vreme este că noi confundăm simplul băut al apei cu hidratarea de fapt. Hidratarea este de fapt procesul prin care apa adusă în organismul nostru are capacitatea să rămână în celulă. Deci să pătrundă în celulă și să rămână acolo, astfel încât ea să poată să scoată toxinele și să facă aceste procese de curățare ale celulelor, astfel încât corpul nostru să rămână curat și el să-și facă mai departe procesele lui. Există tipuri speciale de apă care au calități și care au proprietăți despre care probabil că oamenii nu-și imaginează că ar exista. Există, de exemplu, o apă care are aceste trei calități, în același timp este antioxidantă, are o putere mare de absorpție, de hidratare și este și alcalină în plus. Deci trebuie să avem grijă și la calitatea apei, determinată de o serie de caracteristici, precum substanțe organice, reziduri sau microorganisme. Există o varietate de ape pe piață, iar toate au caracteristici diferite. O soluție ar fi să ne filtrăm singuri apa acasă cu ajutorul sistemelor de filtrare a apei. Apa de la robinet este potabilă, dar are reziduri de clor, iar sistemele de filtrare pot elimina această problemă. Totodată este important de știut că deshidratarea poate duce la anumite boli. Hidratarea, în schimb, rezolvă rapid unele probleme de sănătate. Deshidratarea este un motiv care stă la baza foarte multor afecțiuni din ziua de azi. Lipsa apei potrivite în țesutul uman duce la afecțiuni de care nici nu ne gândeam. Dureri de cap. O simplă durere de cap poate fi rezolvată cu un pahar de apă. În timpul sezonului rece ne este mult mai greu să ne dăm seama că suntem deshidratați, astfel încât întârziem să luăm la timp măsurile de hidratare. Senzația de sete, de oboseală sau de amețeală par a fi singurele simptome după care ne dăm seama că suntem deshidratați. Uităm de transpirație și de energia pe care organismul o consumă pentru a se apăra de frig. Iarna, așadar, organismul pierde o cantitate de apă semnificativă din cauza mecanismului de reglare a temperaturii. Vasele de sânge se contractă pentru a conserva căldura și pentru a menține temperatura corpului normală.